în jurul nostru și mai departe, în lumea aceasta întreagă, sunt atâtea lucruri și atâtea știri care cu unii îngrozesc, alții pot îi pune într-o dificultate în țara lor respectivă, alții zice, mă, dacă vine și la noi vreo nenorocire, singuri care nu se frământă și stau liniștiți, sunt cei care se întreb în Domnul. Binecuvântat să fie Domnul. Este un psalm atât de frumos, ceva extraordinar, psalmul 112, care spune, lăudați pe Domnul, ferice de omul care se teme de Domnul și care are o mare plăcere pentru poruncile Lui. Amin. Sunt puțini. Și când vorbesc că sunt puțini, vorbesc la general, nu vorbesc neapărat de biserică de aici, în loc, sau de orașul, sau în baie, plangă, cum. În lumea aceasta, față la câtă populație a îngăduit Dumnezeu să fie, sunt puțini cărora le place și are plăcere de legile și poruncile Lui Dumnezeu. Auziți mai departe. Sărmânța Lui va fi puternică pe pământ. Neamul oamenilor fără prihană va fi binecuvântat. Slăviți să fie Domnul. Amin. Auziți cui spune Dumnezeu? Pe cine spune Dumnezeu că îi binecuvântează? Păia care încearcă să trăiască în neprihănire, adică fără păcat. Să încerce să trăiască tot mai aproape de Dumnezeu, să sfințească viața. Păia Dumnezeu îi binecuvântează. Cum? În mijlocul crizelor, în mijlocul atâtor probleme, atâtor situații, atâtor nenorociri. Dumnezeu îi binecuvântează. Slăviți să fie numele Amin. Lui. El are în casă bogăție și belșug. Și poate o să creadă cineva că, mă, va avea un Ferrari, curte, multă. Nu-i numai asta. Va avea în casă bogăție și belșug. Și material, dar și spiritual. Amin. Și neprihănirea Lui dăinuiește în veci. Binecuvântat să fie Domnul. Amin. Celui fără prihană îi răsare o lumină în întuneric. El este milostiv, îndurător și drept. Ce bine merge omului care face milă și împrumută pe altul și care își rânduiește faptele după dreptate, slăvit să fie Domnul. Amin. Domnul, în mijlocul crizelor, acum când vedem că euro mui mai sus sau mui mai jos, scade, probleme, ăsta, omul binecuvântat de Dumnezeu, poate să împrumute sau poate să-i dea eluia care nu are bucată de pâine? Poate. Pentru că neprihănirea Lui dăinuiește în veci, am citit. Și că faptele Lui ne face după dreptate totdeauna. Slăviți să fie Domnul. Amin. Cum să nu fie binecuvântat omul ăsta? Un asemenea om, Dumnezeu îl binecuvintează. Căci El nu se clatină niciodată. Pomenirea Lui este tare, încrezătoare în Domnul. Slăviți să fie Domnul. Amin. Adică El tot ceea ce face, tot ceea ce duce la îndeplinire, El să încrede în Domnul. Nimic altceva. El nu are nicio altă alternativă. Decât ținta Lui este Dumnezeu. Amin. Slăviți să fie Domnul. Amin. El nu se teme de vești rele. Indiferent ce vine, ce valuri bat, ce apar în lumea aceasta, El nu-i frică. El stă liniștit. El nu se teme de veșrele, cu inima Lui este tare încrezătoare în Domnul. Inima îi este mângâiată. N-are nici o teamă. Până ce își vede împlinită dorința față de potrivnicii Lui. El este darnic de celor lipsiți, milostenia Lui ține în veci, capul se înalță cu slavă. Dar mai este o categorie, că ori ești bun, ori ești rău, că de mijloc nu poți să fii. Că faci și bine și rău, să se consideră tău rău. Adică la Dumnezeu nu merg. Ori ești bun, ori ești rău. Cel rău vede lucrul acesta și se mânie. Păi cum și nu se mâniască și cum să nu se nervezi când îl vede pe omul lui Dumnezeu care se încrede în Domnul binecuvântat. Vede că îi merge bine, are tot ce trebuie. Normal, că se enervează. Zice, doi, eu mă trughe
de dimineața până seara, mă frământ, fac toate șmecherile. Și tot în stres sunt. Și tot nu mi le poți rezolva pe toate. Și tot nu mi le împine toate pe tavă. Cu toate șmecherile care... Scrâșnește din dinți și se topește. Poftele celor răi rămâne împlinite, mă frate. Auziți câte pofte are cel noi, dacă noi am ști. Că de multe ori numai câte avem noi. Le știm noi și Dumnezeu. Dar ăia răi, câte pofte au. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că rămân neîmplinite. Indiferent cât se vor strădui în viața aceasta. Indiferent ce vor face. Și ce feluri de luptă vor avea. Poftele lor vor rămâne neîmplinite. Pentru că așa spune cuvântul lui Dumnezeu. O, Doamne, vă spun acum, poate n-am mai zis-o, câți nu vor ca să nu crească biserica aceasta? Câți au poftă aceasta numai de aici, din jurul nostru? Nu de aici, din biserică, mă refer. Din jurul nostru, din orașul ăsta. Dacă am ști, probabil că ne-am îngrozit. Dar eu cred în cuvântul lui Dumnezeu. Amen. Că poftele lor vor rămâne neîmplinite odată. Și atunci, într-adevăr, o merge așa cu capul sus. Până atunci poate că mai aplecăm capul. Dar Dumnezeu va aduce lucrurile acesta. Amin. La împlinire binecuvântat să fie numele Lui. Eu cred în cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Indiferent ceea ce se spune, ce se face, ce se poate să vină orice. Ca cuvântul lui Dumnezeu nu este nimic. 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 El este singurul care este adevărat. Binecuvântat să fie Domnul. Aș vrea ca să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm Domnului să avem o mare plăcere pentru poruncile și legile Lui, ca să putem să fim binecuvântați de către Cel ce binecuvântează, slăvit să fie numele Lui Cel Mare și Sfânt. Și să stăm liniștiți, chiar dacă acum poate ca om, ca natură umană, că Dumnezeu știe de ce să fie părut. Și știe și cât putem duce. Și nu ne dă mai mult. Poate suntem așa mai supărați, dar Dumnezeu știu că va duce la îndeplinire ceea ce El a promis. Amen. Prin cuvântul Său față de locul acesta. Amen. Și eu cred că binecuvântarea Lui va fi peste adunarea aceasta. Aș vrea să ne rugăm în sensul acesta și să fim plini de credință că Dumnezeu va face lucrul acesta. Eu cred în toată inima. Slăviți să fie Domnul. Ne rugăm Domnul.